În sala Unirii din Palatul Nevruții, aparținând Muzeului de Istorie din Roman, a avut loc luni 12 septembrie vernisarea unei expoziții foarte interesante intitulată Sfanta Cruce în viața creștinilor, urmată de un simpozion în care a fost subliniat rolul acestui simbol în viața creștinătății din această parte a lumii. Gazdele au mulțumit tuturor celor care au contribuit la organizarea manifestării, salutând prezența la Roman a noului director al complexului Muzeal Neamț, muzeograful Iulian Gherca. Și o să-i dăm cuvântul noului domn director a complexului muzeal Județean Neamț, domnul Iulian Gherca. Sfânta Cruce are, în opinia muzeografilor, o mare încărcătură spirituală, reprezentând un simbol al iubirii și jertfei supreme, prilej de actualizarea unor valori de multe ori uitate în societatea românească intrată în iureșul globalizării. Este un prilej de bucurie pentru mine să salut comunitatea din Roman pe dumneavoastră astăzi printr-o, să spunem, expoziție, cred că aș spune de mare importanță prin natura ei, să spunem cel puțin duală, odată cu caracter cultural istoric și odată plină de încărcătură spirituală. Nu vreau să intru în detalii, nu vreau să mă pronunț. Expoziția este însoțită de un simpozion care va detalia cu siguranță simbolistica crucii și nu vreau să mă pronunț prea mult, însă eu consider că Sfânta Cruce reprezintă finalmente un simbol al iubirii și al jertfei supreme. Astfel că expoziția de astăzi ne dă prilejul și unei reflexii pe care trebuie să o facem fiecare dintre noi și ne dă prilejul să pornim o discuție, cred că, care permite actualizarea unor valori poate uitate în societatea de astăzi. Protopopul Dragoș Munteanu a vorbit celor prezenți la simpozion despre marea taină a creștinismului și legătura intrinsecă dintre cruce și dumnezeire ca semn al prezenței lui Hristos în viața omului. Crucea a fost preluată iconografic pentru a primi marea taină a creștinismului, patima și moartea Fiului Dumnezeu, dar și prezența sa biruitoare, deoarece acolo unde este crucea, este implicită și prezența răstignitului. Hristos nu poate și nu trebuie despărțit de cruce. Această formă unică din univers devenind semnul prezenței eschatologice a lui Hristos judecător și de realitatea cotidiană ca modus vivendi a cărui creștin care moare și învie cu Hristos. Cultul romano-catolic a fost și el reprezentat la simpozion, subliniindu-se importanța acestui simbol creștin în viața oamenilor care trăiesc în această parte a lumii. Am privit, cred, nu odată, crucea. Expoziția ne invită să privim astăzi mai multe cruci, care aparțin diferitelor tradiții. Eu v-aș invita, o facem poate prea rar sau niciodată, v-aș invita să vă imaginați privindu-vă în oglindă, dar nu doar fața, ceea ce ne interesează mai deosebit, dar chiar trupul. Uitați-vă că este o cruce. Nu știu cât am reușit vreodată să ne privim în întregime și să vedem că Dumnezeu ne-a făcut cruce. Și așa cum spunea Sfântul Augustin, vorbim de Petru și piatră, chefa, spunea Petru de la piatră și nu piatră de la Petru. Și spunem și noi, crucea de la om și nu omul de la cruce. În spațiul european, poporul român este purtător de cruce și iubitor de înviere, sintagmă care conduce spre mesajul de creștinism apostolic al poporului trăitor la gurile Dunării, definit a fi o insulă de latinism într-un ocean slav. Diavolul României, părintele Daniel, a considerat că poporul român este un popor purtător de cruce și iubitor de înviere. Mi-a plăcut foarte mult această expresie și am înțeles mesajul că poporul român are un creștinism apostolic în comparație cu popoarele slave care ne înconjoară. Iată, noi mărturisim că de 2000 de ani am primit botezul creștin de la apostoli. Sfântul Apostol Andrei este considerat
protectorul, patronul spiritual al românilor. Au mai conferențiat despre simbolistica crucii în viața românilor profesor dr. Ovidiu Trifan, expertul UNESCO în patrimoniu, Florin Filip, profesor de religie din școlile municipiului, care au subliniat diversitatea materialelor din care omul de-a lungul timpului a făurit cruci, în piatră, lemn, metal, marmură, fildeș sau piele. Concluzia a fost aceea că acest obiect de cult liturgic are o importanță majoră în viața creștinilor, pe care îi apropie de Dumnezeu. În expoziție au fost aduse exemplare de cruci creștine și catolice de mare valoare, care vor putea fi văzute de romașcani în expoziția deschisă în Casa Nevruții.